Bun găsit tuturor la horoscopul zilei de luni 25 mai. Înainte de a trece la horoscop, vreau să vă reamintesc că am anunțat data următorului webinar 20 iunie, iar în această săptămână va apărea filmarea cu detaliile despre webinarul dedicat planetei Venus, planeta iubirii și a finanțelor. Așa încât, dacă îți surâde ideea să participi la acest webinar, te poți înscrie pe lista de preselecție. Da, se face selecție, nu este un webinar pentru toată lumea. Webinarile olimpiene, întotdeauna se face o selecție și dacă vrei să te înscrii pe lista de preselecție, trimite un mesaj pe adresa contact@astrologalexandracoman.com. Iar în momentul în care definitivez pașii și modul în care va fi desfășurat acest webinar, pentru că va fi mai special, Venus se ocupă de două sectoare de viață foarte importante și nu poți într-un singur webinar să le tratezi pe amândouă dacă vrei să-ți faci treaba cum se cuvine. Așa încât, pentru a primi informații despre acest webinar, metoda de selecție, nu e grea, nu-ți imagina că, nu știu, trebuie să ai un corn auriu în frunte ca să participi, ci trebuie să ai anumite nevoi, necesități, da? Webinarele astea sunt ca să te ajute, știi? Și atunci tu trebuie să te încadrezi nevoilor respective. Și trimite un e-mail pe contact@alexandracoman.com, iar noi îți vom trimite toate detaliile în cursul acestei săptămâni. Acum, revenind la partea de astrologie, este o zi, deci 25 mai, în care accentul cade foarte mult pe zona socială, foarte multe semne zodiacale au întâlniri, discuții, conexiunea cu multe persoane, participarea la diverse acțiuni de grup. Da? Deci, uite, se începe o conexiune socială tot mai mare, dar vă recomand, veți vedea la horoscopul lunii care apare în următoarele zile, urmează niște lucruri acolo pe hartă și vă recomand cu căldură, oriunde vă aflați în lumea asta, păstrați distanța aceea dintre oameni, 2 metri, și dacă în țara în care trăiți puteți purta mască, pentru că în unele țări dacă porți mască ești privit ca un ciudat, poartă mască. Nu s-a terminat povestea. Deloc. Deloc nu s-a terminat povestea asta. Așa încât, da, fiind o zi socială, eu îți recomand fii foarte atent să păstrezi acea distanță absolut necesară. Și acum să vedem ce se întâmplă în privința fiecărui semn zodiacal în parte. Berbec, ascendentul pe berbec și cei care au luna pe harta natală în semnul berbecului. Astăzi berbecul învață, studiază, descoperă lucruri noi și viața îți dă niște lecții importante. Gândește-te că a învăța nu înseamnă neapărat să te duci la școală cu creionul și hârtia în mână, cât mai degrabă experiențele prin care treci și care te determină să ții niște concluzii, să mergi pe o anumită direcție și să faci anumite lucruri. Apoi, este o zi în care stai foarte bine la capitolul relația cu băncile, poți negocia un contract, poți discuta un credit, poți găsi o formă de ajutor financiar îndreptat, evident, înspre tine. Și este o zi în care veștile din străinătate sunt importante pentru tine și cineva te caută fie să-ți propună o colaborare, fie să-ți ofere un loc de muncă. Deci, activitate multă. Vezi cât am vorbit la semnul tău zodiacal? Taur, ascendentul pe Taur și cei care au luna pe harta natală în semnul Taurului. Astăzi, taurii sunt extrem de bine aspectați. Chiar dacă Venus, guvernatoarea zodiei tale, se află în plină mișcare retrogradă, asta nu împiedică să pună ordine în sectorul ascensiunii tale sociale. Poți să faci niște lucruri extraordinare. Beneficiezi de energie, de inițiativă.
Ai o viziune mult mai modernă asupra unor lucruri decât cei din jur și asta se aduce foarte multe beneficii. Este o zi în care Taurul bifează și bifează și bifează pas după pas în drumul ascensiunii sale sociale și dacă ai de lucrat, sau nu de lucrat neapărat, cât de reglat ceva cu sistemul bancar, astăzi e ziua aia în care e bine să te duci la ghișeu să pui întrebări. Gemeni, ascendentul pe Gemeni și cei care au luna pe harta natală în semnul Gemenilor. Așa cum am mai spus și în alte horoscoape, Gemenii au multă activitate pe harta lor. Soarele, Venus, Mercur, nodul nord sunt în semnul tău zodiacal, în plin tranzit, așa încât ai multe lucruri de rezolvat. Dar astăzi prioritare sunt două sectoare. Sectorul muncii, al activității, al proiectelor care îți aduc bani în viața de zi cu zi și sectorul relații, asocieri, parteneriate. Foarte bine susținută relația cu autoritățile, cu șefii și acum e momentul să ceri ceva dacă îți dorești sau să negociezi cu mult mai mult aplomb și cu mult mai multă hotărâre ceva ce te privește. Nu lăsa la preț, nu te înspăimântă. Vai, știi că mai există varianta asta. Vai, e criză și nu știu, nimeni nu e de neînlocuit. Da, nimeni nu e de neînlocuit, dar calitățile tale combinate fac un preț bun pe piață, nu? Și atunci nu ceda, nu ceda nimic. Ține de preț. Rac, ascendentul pe Rac și cei care au luna pe harta natală în semnul Racului. Astăzi Racul face, nu știu, aș spune așa, scrie istorie. Luna, planeta emoțiilor, se află în tranzit prin semnul tău zodiacal, deci e acasă la ea, Luna guvernează Racul. Și face două aspecte foarte bune, cu Marte, planeta energiei, și cu Neptun, cu Uranus, planeta inovației și a lucrurilor diferite, a excentricului și a vizionarului. Rar întâlnim aspecte în zile în care luna, emoția, este atât de bine susținută de planetele din jur. Iată de ce astăzi este o zi bună să începi ceva important. Nu știu, vrei să te apuci de o dietă, vrei să începi un program de nou de viață, vrei să începi un stil nou de viață. Astăzi e ziua potrivită, pentru că din această zi vei extrage și energia și determinarea și ambiția și nota de inovație care o să completeze întreaga imagine. Este o zi foarte bună să te ocupi de carieră, să discuți cu partenerul sau partenera ta proiecte importante sau planuri de viitor importante și, în general, azi e ziua deciziilor. Ai să ai o viziune deosebită și inovatoare în tot ceea ce faci. Leu, ascendentul pe Leu și cei care au luna pe harta natală în semnul Leului. Astăzi Leii trebuie să aibă grijă la conflicte legate de bani sau legate de niște hârtii care fie nu sunt făcute conform unor indicații, fie au niște erori în ele și de aici tu te enervezi foarte mult că lucrurile nu sunt așa cum îți doreai și poate fi o mega explozie verbală. În schimb, la serviciu și în relațiile tale, foarte multă armonie, lucrurile curg foarte bine, e foarte bună susținerea și poți să faci, nu știu, să te implici în niște proiecte noi sau poți să începi un nou proiect astăzi, pentru că îmi place cum, știți ce e foarte interesant, mediul înconjurător dă semne și am venit acum, e sâmbătă când filmez, și e o zi foarte plăcută în Islanda, superbă, deci 15 grade jumate, dar o să râdeți, 15 grade nu e foarte mult pentru români, dar aici soarele este altfel și 15 grade e cam 27 de grade în Europa. Și e o zi foarte plăcută, sunt cu geamul deschis, păsările cântă, soarele intră pe geam, suntem fericiți și în toată liniștea asta, când vorbesc la Leu de începerea unor noi proiecte, o mașină pornește motorul și turează. Asta e un semn foarte bun. Încă ai niște dubii legate de a începe ceva, dar lucrurile, uite, turează, sunt acolo. Păi, dar de ce mai stai? De ce nu apeși pedala de accelerație? Fă-ți treaba.
Fecioara, ascendentul pe fecioară și cei care au luna pe harta natală în semnul fecioarei. În cazul tău, aceeași poveste, zona financiară care ocupă mult din harta ta. Știu că există fecioare care mă întreabă, Alexandra, tu nu știi să vorbești decât despre bani la zodia noastră și nu spui și tu nimic de dragoste și de alte lucruri. Păi, tranzitul principal e pe finanțe în această perioadă. Dragostea te înșeli în anumite privințe sau îți faci niște iluzii care nu o să se împlinească. Vezi, ți-a rezolvat problema de dragoste. Dar ideea este următoarea. Acum e un moment în care fecioara poate lucra zona finanțelor, negociază, aplică pentru, nu știu, pentru o sponsorizare, aplică pentru o bursă, aplică pentru un credit dacă simți nevoia să faci acest lucru. Deci ziua de astăzi e despre hârtii, acte, documente, alergat mult dintr-un birou în altul sau alergat online, surf online și discuții legate de finanțe la care pot adăuga zona de achiziții și vânzări, cumpărături, vânzări. Balanța, ascendentul pe balanță și cei care au luna pe harta natală în semnul balanței. Astăzi, dacă ai să te iei după sfaturile unei persoane sau după rezultatele unui sondaj ori ale unei evaluări, deci dacă ai să le asculți și ai să-ți faci proiectul zilei sau ai să-ți alegi drumul în funcție de acestea, o să te frigi rău de tot și o să te păcălești foarte mult. Este o zi în care, cu voie sau fără voie, deci nu pot acuza pe nimeni că ar face ceva deliberat în privința ta, dar cei din jur nu sunt cei mai în măsură să-ți dea sfaturi și să-ți recomande ce ai tu de făcut de acum încolo. Este o zi în care trebuie să te bazezi pe instinctele tale, care chiar dacă sunt, dominate de vocea publicului, undeva în spate rulează, atenție, ai grijă și așa mai departe. Prin urmare, astăzi ia-ți propriile decizii, bazându-te pe propriile tale instincte, și ascultându-ți propriile tale nevoi. Scorpion, ascendentul pe Scorpion și cei care au luna pe harta natală în semnul Scorpionului. Astăzi viața ta se desfășoară pe două coordonate. Prima, care chiar dacă e prima, nu e cea principală, este atenția față de familie, nevoia familiei de ajutorul tău, dar aici trebuie să fii extrem de atentă, pentru că s-ar putea ca familia să aibă pretenții mult prea mari sau să se bazeze întru totul pe tine, când de fapt și ei, la rândul lor, se pot descurca excelent unii cu alții. Deci, încearcă să nu cazi în plasa hai să salvăm toate rudele și hai să-i ajutăm pe toți, pentru că se pot descurca și singuri, fă minimul necesar, pentru că acum mă duc în a doua direcție, care e cea mai importantă, cariera și locul de muncă. Scorpionul astăzi are de luat niște decizii sau de făcut niște activități extrem de importante pentru jobul său, pentru cariera sa, pentru evoluția sa și nu-ți permiți luxul să fii distras în acest moment de alte elemente sau de alte evenimente. Centrează-te pe locul de muncă. Acolo e povestea ta, acolo vorbim despre zona ta de succes. Săgetătorul, ascendentul pe Săgetător și cei care au luna pe harta natală în semnul Săgetător. Săgetătorii au extrem de activă în acest moment zona iubirii, zona întâlnirii sufletului pereche. Chiar dacă în aceste zile atenția tuturor este îndreptată mai degrabă spre zona de supraviețuire, evoluție financiară, căutarea și găsirea și atingerea și dobândirea stabilității financiare, uite că săgetătorului pe hartă îi se activează zona iubirii. Fie că este vorba de o persoană pe care o întâlnește acum și care e foarte specială, fie e vorba de descoperirea propriilor tale nevoi și, activarea, validarea copilului interior,
Săgetătorul are o zi în care se ocupă de partea asta a emoțiilor și a sentimentelor și încă ceva, creativitatea ta este la cote maxime. Folosește această creativitate în domeniile în care activezi, pentru că o să-ți ajute foarte mult și o să-ți aducă niște rezultate deosebite. Capricorn, ascendentul pe Capricorn și cei care au luna pe harta natală în semnul Capricornului. Accentul cade foarte mult pe sănătate și muncă. Nu te speria, nu sunt vești proaste legate de sănătate, dar dacă nu ai să urmezi sugestia, atunci pe viitor, da, pregătește-te de probleme serioase. Ideea este că e o zi excelentă pentru Capricorn să înceapă lucruri noi. Așa cum a zis la Rac, ascultă Racul, pentru că zodia Racului și a Capricornului pe axa zodiacală, pe cercul zodiacal, se află față în față. Și atunci, de multe ori, ceea ce se întâmplă la Rac, se întâmplă și la Capricorn și invers. Ideea este că în acest moment ești foarte bine susținută pe astrogramă să faci niște schimbări vis-a-vis de stilul tău de viață, vis-a-vis de raportarea la propriul corp. Lucrează la alimentație, lucrează la o dietă, lucrează la un sistem de viață mai sănătos, mai implicat înspre zona sănătății și vei avea niște rezultate deosebite. Apoi, alt element al acestei zile este dat de succes la serviciu, fie într-un conflict, fie într-o discuție, fie te impui în cadrul unei ședințe, unei întâlniri, deci obții niște rezultate foarte, foarte bune la serviciu. Este o zi în care capricornii sunt biruitori pe foarte multe planuri. Vărsător, ascendentul pe Vărsător și cei care au luna pe harta natală în semnul Vărsătorului. Vărsătorul are o zi în care poate avea conflicte cu un partener, fie că e vorba de partenerul sau partenera ta de viață. Fie că este vorba de un asociat la serviciu, poți avea niște discuții legate de corectitudinea unuia sau altul într-o acțiune sau într-un proiect. Este un moment în care vărsătorii pun ordine în relațiile lor, fac curățenie și asta este lăudabil și excelent, de la excelent în sus. Bravo! Pești, ascendentul pe pești și cei care au luna pe harta natală în semnul peștilor. Astăzi peștii trebuie să fie foarte atenți la zona conflictului. Vă puteți certa cu un prieten sau vă irită un prieten foarte mult și sunteți așa de aproape să rupeți această prietenie cum nu poate fi descrisă. Apoi, este un moment în care ar trebui să te ocupi de zona finanțelor, acte, hârtii, documente, credite, relația cu băncile. Dar, dacă tu dai la ghișeu astăzi peste o femeie, fugi țipând pentru că femeia asta o să facă niște greșeli sau îți va da niște sfaturi foarte proaste. Nu e valabil pentru multă vreme, dar pentru această zi, da, ferește-te de femei, pentru nu înseamnă că nu trebuie să mai vorbești cu femeile. Dar vezi că astăzi femeile nu sunt consilierele cele mai bune, nu sunt persoanele cele mai în măsură să-ți spună ce ai de făcut. Și dacă e vorba de bani, finanțe, acte, documente, vânzări, achiziții și sunt femei implicate, mai cere un răgaz și o amânare de 2-3 zile. După aia va fi ok. Dragii mei, acestea au fost previziunile acestei zile. Vă mulțumesc că mi urmăriți activitatea. Nu uitați să apăsați butonul subscribe dacă vreți să fiți la curent cu următoarele mele postări și să ne vedem cu bine și la alte filmări. Pe curând!